Bună seara, stimați telespectatori! Alături de mine se află Flori. Flori, furnicuța, așa cum o știm noi, femeia de succes, femeia frumoasă, femeia luminoasă din Galați, care pe timpul pandemiei, Flori Palade, acum ciucă, nici nu știu, pentru că se află într-un proces, o să nu contează, situația matrimonială în acest moment. Flori este o femeie puternică, mama unui copil de 11 ani, știu. Așa, care cred că la acest moment se uită la noi și... Bună, mami, te iubește! Și eu te iubesc! Așa, noi suntem două mămici care ne iubim extraordinar, două mămici de băieți. Flori, în această seară, ne va vorbi cum s-a dezvoltat în timpul pandemiei propria afacere, alături de soțul, fostul, vom vorbi, nu contează, au rămas relații bune, putem spune, în prezent, da? Dar cel mai mult, familia v-a fost alături, atât familia ta, cât și familia soțului, da. Soțului, socrii. Bravo! Felicitări, Flori! Sărbuna, mulțumesc frumos pentru invitație! Am admirat la tine zâmbetul, frumusețea și nu puteam să cred că o femeie atât de frumoasă și cochetă poate dezvolta o afacere și atâta lumină și căldură ai avut în toată această perioadă. Și pur și simplu ai pus așa motoare motivaționale pentru copii, pentru oamenii mai în vârstă, pentru oamenii care intrau în panică, vindeai tot felul de produse, atât de aprozar, cât și paradisul gurmanzilor bio. Bravo! Să rămână, mulțumesc! În 2018 am hotărât să îmi deschid o afacere din dorința de a uni cumva familia, soțul meu fiind plecat în acel moment în afara țării, și am pornit cu 2000 de euro. Am aflat pe internet că se fac licitații la piață, am licitat pentru un spațiu comercial, am și câștigat licitația și am început să demarez procesul ca să-mi deschid o firmă. Nu știam ce firmă să aleg, așa că toată lumea îmi spunea din copilărie furnicuța și am fost și am înregistrat furnicuța, hărnicuța, care cumva este emblema a prozarului nostru din Mazepa. Nu mi-au rămas foarte mulți bani după ce am licitat spațiu și am deschis firma, mi-au rămas doar 500 de lei cu care am și fost. Așa auziți, stimați telespectatori? Da. Adică în timpul pandemiei, această femeie frumoasă, se spune că de obicei femeile frumoase nu sunt atât de puternice, nu. Flori este o femeie frumoasă, este o femeie, o mamă extraordinar de bună, dar o femeie care a răzbit în toată această perioadă, dar poate că energia ta, poate că părinții tăi, îi salutăm și pe, și pe socrii, dar și pe părinții tăi la Bereș, că tu ești din Bereș. Da, 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 din Bereș Meria. Da, și am înțeles că tatăl tău lucrează la primăria comunei, da, Bereș Meria. Felicitări! Mulțumim! Da, și am plecat la piață cu 500 de lei împreună cu soțul meu, am cumpărat marfă. Pentru noi era ceva wow, că am reușit în sfârșit să punem pe picioare o afacere. Încet, încet, cu multe eforturi, un an de zile nu am ieșit din casă, deci mergeam la muncă, ne întorceam acasă și am reușit. Știu, pentru că și eu eram, stimați telespectatori și dragi telespectatoare și scumpi copii frumoși, cei care ne vizionați, și eu mergeam pentru că, stând în zona respectivă, normal că eram și eu o clientă la produsele din aprozar. Și m-am bucurat foarte tare să văd așa un chip luminos, pentru că de obicei femeile așa, știi cum ești tu, așa cochete, elegante, nu aș fi crezut că poate fi într-un aprozar. Pot fi, știi? Da, mulți clienți când au venit la început în aprozar se întrebau dacă sunt cumva plătită pentru imaginea aprozarului ca să-i atrag cumva, da, nu? Munceam pentru mine. Ai... Da, 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 munceam pentru familia noastră și nu îndrăzneau la început să mă întrebe ce caută o fată frumoasă la prozar, pentru că nu le era dat foarte des să întâlnească o fată tânără muncind la prozar. Dar acum s-au obișnuit cu mine și cu imaginea mea la magazin și vin cu drag. Mai stăm de vorbă, chiar dacă nu vor neapărat să cumpere ceva produse, vin să mă salute. Da, mai ales că tu ești acum, tu conduci altă afacere, furnicuța. Regret că nu mai este a ta. Va rămâne în sufletul meu furnicuța. Acum mă ocup de paradisul gurmanzilor by furnicuța. Am deschis-o de curând, din septembrie. Care unde... are o bază
De care? De baza nu mai este aprotonată. Nu mai avem legume și fructe, o gamă foarte mică, dar în schimb avem o gamă variată de produse tradiționale din carne. Susținem în continuare producători locali din Galați. Asta mi-a plăcut, extraordinar, pentru că tu ai susținut și susții și voi sunteți o echipă. Da, pentru că și afacerea mea s-a dezvoltat datorită grupului Susținem Afacerile Locale din Galați. Felicitări, Dana Hâncu! Mulțumim, Felicitări, Dana! Felicitări, Dana Hâncu din Galați! Bravo! Da. Galațiu are femei frumoase, deștepte și de succes. Și bărbații, dar bărbații trebuie să învețe mai mult de la femeile gălățence, pot spune, da? Nu suntem rele, suntem foarte bune, dar observ puțin așa... alunecuș din partea bărbaților. Da, pe timp de pandemie. Da, vreau, dragi bărbați, să fiți mai bărbați, adică vreau să fiți mai asumați. Noi suntem mame de băieți și ne educăm băieții să fie asumați, să fie băiețoi, știi cum se spune. Hai. Da, și în martie, când a început pandemia, vânzările au scăzut și atunci am zis că este timpul să fac ceva. Și am început cu o pagină de Facebook. Și vrând nevrând trebuia să mă promovez și atunci am aflat de pagina făcută, grupul creat de doamna Hâncu. Și de atunci afacerea mea pot să spun că a crescut. Din momentul în care am început să postez pe afaceri locale, clienții au fost mulțumiți de produsele oferite și au revenit. Dar, din păcate, acum am retras din afacerea cu Apruzarul Furnicuța, am lăsat-o fostului meu partener și acum ne ocupăm de Paradisul Gurmanților, mă ocup. Și încerc și eu la rândul meu să promovez producătorii locali din Galați. Asta mi-a plăcut foarte tare. Fac o paranteză pentru că astăzi e o mare sărbătoare. La mulți ani tuturor, la mulți ani Cătălin Negoiță, patronul televiziunii Express TV, la mulți ani profesorul universitar Cătălin Negoiță și directorului Direcției Județene pentru Cultură Galați, Cătălin Negoiță, și președintele presei române. Să ne trăiți că trebuie. Da. Felicitări, la mulți ani, la mulți ani tuturor, încă suntem în Zodia Scorpion, la mulți ani și directorului nostru de televiziune, Gabi Chifu, că tocmai a fost și ziua dumnealui. Și uite așa, la mulți ani tuturor. Să ne trăiască. Să mult și bine! Da. Ți-a fost teamă? Orice început este greu. Cumva nu prea am fost încurajată să deschid afacerea. Ai plâns, ai, că erai singură. Fără lacrimi nu se poate. Da, ai avut emoții. Sunt perioade când mai clacăm, chiar dacă zâmbim. Când ajungem acasă seara, sunt momente când cedăm. Dar... ți-a fost frică că... frica de eșec? Da, există. Dar ai spus orice s-ar întâmpla, pentru că tu ești o femeie credincioasă. Asta am admirat, ai credință. Nimic nu e imposibil pentru suflet ambițios și Dumnezeu. Da, mi-a plăcut foarte mult și asta m-a admirat, stimați telespectatori, la Flori, că în momentul în care intri în magazinul ei, pur și simplu ea cunoaște foarte bine produsele. Îți spune producătorul, îți spune valabilitatea, îți spune compoziția, îți spune ce poți face, ce nu poți face. Pentru copii, ce e bine să servim. Am văzut că aveți și carne de struț. Da, am avut o cerință de carne exotică și carnea de struț a fost printre cele mai apreciate la noi în magazin în această perioadă. Oamenii vin și cumpără prima dată de curiozitate, iar apoi când descoperă gustul excepțional pe care îl are cărnița, revin. Bravo. Și ne bucurăm. Și cumva am creat și o legătură de familie, să spunem așa. Asta am observat, pentru că toți oamenii care intrăm în magazin, așa, deja suntem familiari, vedeți, și cu Flori, deja suntem familiari. Asta mi-a plăcut, ai foarte multe produse bio, pentru că Flori promovează și produsele bio. Și stil de viață sănătos. Da, și mi-a plăcut că tu pui multe, așa, scrii zilnic că acest produs este bun, beneficii. Da, încerc în fiecare zi să promovez câte un produs, astfel încât clienții să știe despre ce este vorba, pentru că eu mai aduc și nebunii în ghilimele. Da, am văzut că mai scrii câte ceva. Da, și încerc să descriu cumva, să promovez produsul pe care îl ofer, astfel încât fiecare client să știe atunci când vine în magazin la noi despre ce este vorba. Da. Și vă mai aștept și pe dumneavoastră la cumpărături. Da, bineînțeles, pentru eu vă dau seama. La magazin. Eu sunt singura care mă ocup de vânzarea și promovarea produselor. În fiecare zi de luni până sâmbătă mă găsiți la magazin. Da, am observat că și online sau în perioada pandemiei ai transmis
pur și simplu veneai și aduceai și la domiciliu. Da, am încercat să venim în sprijinul clienților care nu se pot deplasa și cu livrarea la domiciliu. Din păcate, la un moment dat ne-am simțit copleșiți de număr mare de comenzi și epuizați în același timp, pentru că lucram doar două persoane. Încercam cumva să împărțim, să ne împărțim și pentru clienții care veneau în magazin și pentru cei care nu puteau să ajungă la noi. Cum v-a fost greu să știi, cunoașteți orașul? Foarte greu la început. Băgam pe GPS, nu cunoșteam adresele, sunam clienții de două, trei ori, scoboare jos în fața blocului, dădeam puncte de reper cumva ca să identificăm locațiile, dar ne-am descurcat și clienții au fost înțelegători și ne-au iertat pentru micile întârzieri. Bravo! Ți-a trecut vreodată prin gând să renunți? Niciodată. Ce îți sfătuiești? Pentru că tu ești o mamă tânără, o femeie tânără, ai muncit de tânără. Ce sfătuiești femeile sau domnișoarele care pur și eu simplu... Eu sunt o fată simplă de la țară. Exact, asta vreau să... Pentru că tu ești un... Mare ca un... Ești un model, da? Deci ești sinceră și... Ai, acum chiar conduci o afacere, ai dezvoltat foarte bine o afacere pe care... Pe acea furnicuță pe care toată lumea o știe, dar ai dezvoltat... Care acum, la acest moment, nu mai îți aparține, dar în schimb ai dezvoltat foarte bine și... Paradisul ăsta al gurmanilor, dar poate că... De ce paradisul gurmanilor? Ca să fim gurmanzi? La ce m-am gândit când am spus de paradisul gurmanilor? M-am gândit să fie raiul celor care vor să mănânce puțin și bine. Aha. Pentru că mi-am dorit să fie produse de calitate. Pentru că tu ești suplă. Adică tu ești fotomodel. Mulțumesc. E prima dată când vii tu într-o televiziune? Cel puțin în televiziunile locale, la Express TV. La Express TV este prima dată când... Da, dar tu ai mai fost... Dar am mai participat în 2012 la cea mai sexy mămică din România. 2012? Da. Bravo. De când băiețelul meu avea 2 ani. Și am participat la Neața cu Răzvan și Dani la cea mai sexy mămică din România și am ajuns printre sfert finaliste. Și mă simt mândră. Da? Da, de experiența asta. Am mai participat la un casting Te pui cu blondele, pe care unde am fost și invitată, dar nu am mai ajuns, din păcate. Da? Cum a fost la cea mai sexy mămică? Câți ani aveai? Aveam 21 de ani. Și cum sunt o mămică tânără. La acel moment, soacra mea a văzut că este vorba despre un casting și mi-a încărcat pozele pe internet și apoi am intrat în direct cu Dani și am parcurs cumva mai multe etape. Bravo! Se rămână. Soțul tău a fost o persoană geloasă în acel moment? Că nu te-a lăsat să mergi la Te pui cu blondele? Nu știu dacă a fost neapărat o persoană geloasă, dar da, avea și de ce să fie. Normal. Da. Nu mi-a impus cumva să nu mă duc, pentru că eu sunt o fire oricum ambițioasă. Și îmi plac experiențele noi și nu spun nu de la nicio provocare. Bravo, bravo. Mă bucur că ești plină și ai un viber extraordinar de bun și un tonus. Bravo. Da, îmi plac oamenii frumoși și îmi place viața. Și oamenii, într-adevăr, asta mi-a plăcut și chiar discutam că oamenii care vorbesc frumos sunt cei mai frumoși oameni, oamenii care sunt politicoși sunt cei mai frumoși oameni, pentru că asta am admirat la tine, politețea. Și zâmbetul. Și gingășia ta. Bravo! Mulțumesc! Asta să nu credeți că și eu mai plâng câteodată, dar dimineața când mă trezesc, îmi iau zâmbetul cu mine, starea de bine, energia pozitivă, că sunt clienți care vin la mine la magazin pentru o vorbă bună. Îmi spun, mă simt rău, parcă nu mă simt așa bine, dar trec în fiecare zi să știi că nu mă mai vezi. Am văzut că ne-am întâlnit într-o zi, erau mai multe doamne mai în vârstă acolo, pentru că e cartierul, și pur și simplu erau foarte vesele. Da, povestim, schimbăm poezioare, îmi place să pun și citate, poezioare. Am văzut că ți-aduc poezii, da, și le postez, bravo, e o provocare. Suntem o familie. Adică mă identific foarte mult, îmi place să stau printre oameni. Da? Da. Fac și parte dintr-o familie numeroasă. Uite, interesant, nu știu. Trei surori suntem noi și un frate. Oh, bravo! Și... Tatăl tău a fost harnic și mama și mai... Da? A fost. Da, și îmi place să trăiesc printre oameni. Adică nu mă văd un om singur. Nu-mi place singurătatea și nici să...
nu m-aș vedea făcând o afacere care să trebuia să stau acasă, să lucrez din fața calculatorului. Îmi place să intru în contact cu oamenii. Da, și îți place să muncești. Și asta m-am observat, ești chiar ca o furnicuță. Muncești de dimineață până seara, ai grijă de propriul tău copil. Bravo. Ca să mă pot ocupa cumva de copil și să nu simt lipsa mea de acasă, mi-am făcut un program la magazin astfel încât să petrec și cu el cât mai multe ore. Și de la 1 la 4 am pus o pauză în care merg acasă să petrec, să facem teme, să mai stăm de vorbă, mai ieșim la plimbare. Și astfel împac și viața de familie, de mamă singură acum și cu statutul de femeie de afaceri. Bravo, felicitări și bravo că ai acest viber foarte bun și că ești tonică. Da. Și să întotdeauna să nu renunți niciodată la zâmbetul tău și la forța ta interioară, pentru că ai o forță. Bravo. Ce zodie ești? Balanță. Oh, zodie de aer. Eu sunt vărsător, deci de asta comunicăm în această seară. Zodiile de aer sunt la putere. Da, cred despre mine că sunt o fire destul de echilibrată. Ești echilibrată. Pentru că ai trecut și tu prin multe și ți-a rămas zâmbetul pe buze. Da, trebuie. Ce sfat le-ai da domnișoarelor? Nu renunțați niciodată pentru visul vostru. Orice vă doriți, credeți că se va îndeplini. Să creadă cu tărie. Ai prieteni, ai... Dar să muncești. Ah, adică atent. Nimic nu vine de-a gata. Fără muncă nu se poate. Deci să nu credeți în noroc. Munca vă aduce satisfacții. Dar trebuie să muncim. Mult. Mult. Dacă vrei să ai... Era un citat care m-a pus așa pe gânduri cumva. Că dacă vrei să nu te uiți la un preț când vrei să-ți cumperi ceva, atunci nu trebuie să te uiți la ceas când muncești. Deci ca să ai, trebuie să muncești, fără nu da. Se poate. Deci ați înțeles, dragele mele, domnișoare tinere, deci fără să muncești, fără să fii perseverentă și fără să ai un echilibru interior, da? Și chiar dacă uneori mai cădem într-o anumită pasă, trebuie să fiți puternice. Da? Fără muncă nu poți ajunge să conduci o afacere și ați văzut, a pornit-o de jos. Da. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și că pot munci în continuare ca să dezvolt această afacere. Să cumva să-mi încânt clienții cu produse noi de fiecare. Ei deja s-au obișnuit și s-au învățat cumva să mă întrebe ce mi-ai adus nou. Întotdeauna încerc să-i surprind cu alte produse, alte produse. Cum te inspiri? Cine, ce anume te inspiră să-ți aduci tu produse așa nou? Să vă spun sincer, perioada asta copilul. Nu știu, să uite la site-uri toți copiii acum cu tot felul de chipsuri, crânțăneli, ronțăieli de pe site-uri străine. Iar sunt clienți care au călătorit foarte mult în afara țării și vin și îmi propun tot felul de opțiuni. Nu vrei să aduci carambola, fructul pasiunii, fructul dragonului, fructe pe care ei le-au încercat în țările în care au mers și așa cumva încercăm să le satisfacem și lor dorința de a încerca. Da, pentru că tu ai adus în premieră cel puțin în zona noastră, zona centrală, pentru că este recunoscută că zona Mazepa 1, Mazepa 2 sunt cartierele de centru de oamenii cu un statut mai și financiar mai bun și e zona unde tu ai adus cele mai interesante fructe. Cred că în premieră de asta, cel puțin ai, care a fost fructul care crezi tu că l-ai adus în premieră și nu a fost pe piața gălățeană? Cât de cât? Exclusiv fruct a fost jackfruit. Singurul fruct care înlocuiește carnea, ideal și pentru cei care... Ia, mai spune o dată. Jackfruit. Oh, jackfruit. Și a fost și cel mai scump pe care l-am achiziționat, a fost în jur de 600 de lei. Dar am zis, măcar o dată în viață trebuie să l-am în magazin și s-a vândut în 3 zile. Deci dar cum arăta acest fruct? Era un fruct imens de 12 kg. Vezi, aici, da puțin. Așa. Și am mai avut... Ah, fruct de așa mare? Da, este cel mai mare fruct de lume care crește într-un copac. 12 kg da. Și un singur fruct. Și un singur l-am vândut întreg, pentru că nu aveam cum să tai. Da. Dar am rugat clienta care a cumpărat fructul să-mi aducă și mie o feliuță, măcar să știu și eu despre ce a fost vorba. A fost un gust interesant de pară. Și am mai avut cel mai ciudat fruct pe care l-am adus, a fost durian. Este cel mai urât mirositor fruct din lume, în unele hoteluri este interzis. Poți să zic cine l-a luat? Nu, că poate nu vrea să știe numele. Da. Nu știu, ai putea să spui da, stau și mă gândesc că ar vrea? Nu,
Nu cred că l-ar deranja. Ia, spune. Patronul de la Jar. Nu spunem firma, numele. Putem să îl spunem. Nu știu nume, eu. Și clienții mă identifică pe mine după numele de firmă. Furnicuța, am spus Furnicuța lor, nici nu știu dacă... Dar nu mai este Furnicuța, gata, Furnicuța, dar, adică furnicuța este, dar nu mai este Furnicuța ta, gata. Tu? Paradisul gurmanzilor. Da, a, așa. M-a dus multe fructe ciudate. Mâna lui Buddha, de exemplu. Mâna lui Buddha? Da, da, este o lămâie, da, care se poate folosi atât pentru aromatizarea camerei, cât și la prăjituri. Este aducătoare de noroc, am ținut-o în frigider, recunosc, vreo 6 luni. Da. Am zis că nu o vând. Așa. Și am adus apoi mai multe fructe pe care le-am vândut, dar pe aceea am păstrat-o, să-mi aducă noroc. Mangosten, carambola, multe fructe exotice, noi și pentru noi. Adică erau niște fructe cu care nu ne mai întâlnisem niciodată. Deși o pupăm pe Antoneta Crudu, ne spune că suntem superbe, ne urmărește în direct. Antoneta Crudu este o prietenă și o doamnă dragă nouă și o doamnă care a făcut foarte multe pentru Galați. Antoneta Crudu este și președinta Asociației Danubiene, da? A avut și o colaborare și are cu primăria municipiului Galați, cu uniformele din timpul Lucuza, mai multe lucruri. Extra, vă îmbrățișez. Gata. Așa, și ce fructe mai avem? E interesant. Adică fructele exclusiviste, așa, mi s-a părut wow. Da. Le-am văzut în premieră la tine, pentru că am călătorit, dar nu am fost atentă la fructe, sincer. Să dar așa? Atunci când plecam într-o vacanță în afara țării, prima oprire nu era la mall, ca să știți, fetelor, mă duceam în piață. Deci întotdeauna încercam să vedem ce se consumă local, ce fructe sunt acolo. Și așa ne inspiram să aducem și la Galați fructele pe care noi le găseam în țările în care călătoream. Da. Și am fost foarte bucuroși să constatăm că oamenii sunt dornici să încerce fructele pe care le aducem și chiar a mers foarte bine. Cumva așa ne-am și făcut un nume, aducând altceva decât se găseau la celelalte aprodare. Cartofi, ceapă se găsește peste tot. Dar, da, dar tu aveai întotdeauna, asta mi-a plăcut, de exemplu, uite acum, ai, de exemplu, multe sucuri naturale bio, pentru copii, pentru diverse, chiar și pentru sugare am văzut. Da, pentru că încerc să promovez un stil de viață sănătos și oamenii să conștientizeze că sănătatea este cel mai de preț lucru. Că nu suntem sănătoși, parcă nu mai contează nimic, că îmi dau oricât, orice, ca să fim bine. Și cum, iei tu legătura cu producătorii noștri gălățeni? Întotdeauna caut furnizorii, nu prea îmi place să lucrez prin intermediari și chiar dacă pentru o scurtă perioadă nu găsesc sursa, mă dau peste cap până reușesc să ajung direct la producător. Pentru că înainte să intrăm, stimați telespectatori, în emisiune în direct, Flori, da, deci tocmai ne-am întâlnit cu unul dintre producătorii de din lactate din Galați. Lați super tari, bravo! Și surprinzător, și eu aveam produsele domnului în magazin. Da, și tocmai a fost o situație, da, Boșneagă, da, Adrian. Da, Petru, da. Da. Paul cred că este fiul domnului. Aha, care Boșneagă, eu îl știu pe, da, eu îl știu doar pe domnul Petru, că de asta de fapt îl cheamă. Eu îi spuneam Petrică, dar de fapt îl cheamă Petru Boșneagă. Da, și fiul dumnealui Paul Adrian, care îmi trimite lactate proaspete în fiecare dimineață, lapte crud, de exemplu, în fiecare dimineață de la fermă îmi trimit direct la magazin. Da. Da. Și asta spuneam, că încercăm să aducem produse cât mai sănătoase. De exemplu, când am descoperit pastele colorate natural cu piure din fructe și legume, am spus musai, trebuie să ajung la ea să vedem cum se fabrică. Și am ajuns la fabricuță, este o fabricuță mică, dar care m-a încântat prin design și sau ce te-a încântat? Faptul cum sunt concepute. Imaginația doamnei, în primul rând, are o gamă foarte variată de sortimente. Steluțe, fundițe, tăiței lați, subțiri, cumva să încânte copilul, să-i mănânce cu plăcere, ca dacă i-am spune unui copil să mănânce paste din sfeclă, nu ar fi încântat niciunul. Și așa el a pus niște forme care te încântă. Și am fost la ea. Da, pentru că totul e colorat la tine. Da. De exemplu, eu în premieră am văzut cele mai mari ouă la tine. N-ai văzut că m-am oprit, m-am uitat, m-am întors înapoi prima dată. Da. Mi-aduc aminte și am zis, vreau ouă. Eram curioasă. Nu fac rabat de la calitate, întotdeauna aleg ce este mai bun.
Da, și foarte așa, estetic, foarte, totul este bine, da, la tine acolo. Da, le așez pe culori, pe sortimente, uleiurile cele mai rafinate, bio. Da, aș spune că magazinul meu este roz, cum este sufletul. Pentru că îmi place că atunci când intri într-un magazin să simți așa că ești bine primit de la ușele, încând clienții cu muzică, schimb totdeauna decorul, mă plictisesc foarte repede. Dacă astăzi găsiți biscuiți într-un colț, mâine căutăm împreună, pentru că ui și eu unde i-am pus, întotdeauna schimb rafturile. Da, tu ai făcut și emblema, foarte frumos. Da, îmi place, mă implic, îmi place ce fac și mă duc cu drag la muncă, adică nu cred că a fost vreo zi în care să zic, aoleo, iarăși trebuie să mă duc la muncă. Nu, chiar mă duc cu plăcere la muncă și îmi place ce fac. Da? Da, cumva fac pentru mine și simt că mi-am pus cumva amprenta. Părinții, familia ta, părinții, surorile, mama ta. Că te-ai seama, toată lumea este foarte mândră de mine pentru că mă descurc. Adică cer foarte rar ajutorul, chiar dacă am o problemă. Cumva nu îmi place să încarc pe cineva cu problemele mele. Și dacă am o problemă, cer să o depășesc și apoi după ce simt eu că am rezolvat și am depășit problema, atunci îi anunț pe cei din jurul meu, uitați ce am pățit sau ce mi s-a întâmplat. Dar da, încerc să-mi rezolv singură problemele, sunt o femeie puternică și mă simt așa protejată de Dumnezeu. Da, fiul tău ce spune așa când te vede că tot timpul, adică îl iei și tu când mergi, de exemplu, să, în altă localitate, la o fabricuță sau, uite, cum a fost aici cu pastele pentru copii colorate. Da, întotdeauna încerc să-l implic și pe el în activitatea noastră. Ca să am văzut. Da, îi și place și este foarte mândru așa când aduc un produs nou, se duce la școală și spune, mama mea a adus nu știu ce produs nou în magazin. Și când mai vin, când trece de la școală, trece împreună cu colegii lui și spune, ne dai să încercăm. Și întotdeauna colegii lui știu că primesc de la mine gratuit să încerce produsele pe care le aduc nou în magazin. Pentru că na. Da, și se mândrește și el. Da, bineînțeles, și uite așa, de fapt, tu știi efectiv să îți creezi și să-ți vinzi marfa, pentru că e evident că pui copiii să servească, știi, da, când da. În igienă am observat, ai totdeauna acolo dezinfectant, totul este de o curățenie extraordinară, așa, chiar e ca un paradis. Da, vă mulțumesc. Este bravo. Eu te-am admirat pentru că ai și datorită, așa cum poate m-am repetat, datorită lui Dana Hâncu care a creat, femeia care a creat, da? În Galați. Da, afacerile locale pe net, extraordinar. Foarte multe afaceri locale s-au dezvoltat și așa, de fapt, ne-am cunoscut mai bine și așa... Poate ne-a închegat mai bine în această perioadă. Da, eu cred că ne-a unit foarte mult acel grup. Toți cei care aveam și o problemă. Din, da, și din diferite localități, adică din diferite comune, sate, am corespondat. Țin minte că am cumpărat și o carne de oaie, am cumpărat, nici nu știam că e din Independența, pepeni, da, pentru că spunea că avem cei mai buni pepeni, gustul este delicios, Ernest al meu, mama, hai că e un gust delicios, sunt niște pepeni extraordinari, așa, și că încolo am descoperit că în Independența, eu fiind stimați telespectatori din Tecuci, când mergeam și când mai merg la Tecuci, opream tot timpul vara la Independența, nu am realizat pe moment, pentru că și vindea o doamnă acolo pepeni, într-adevăr, erau foarte buni. Da, adică oamenii s-au chinuit în perioada asta, pentru că și benzina costă. Da, într-adevăr, grupul ne-a unit foarte mult pe toți cei din Galați care am avut afaceri mai mici sau mai mari, dar cumva ne-am făcut cunoscuți între noi. Da, și acum ați format oricum, sunteți ca o oarecare familie, pentru că colaborați între voi, nu? Da, deși regulile s-au mai relaxat, să spunem acum, și avem libertatea de a alege la ce magazine să mergem, grupul a rămas în continuare destul de activ. Și... Da, pentru că am observat, grupul a rămas activ și tot timpul când dorim ceva, întrebăm. Da, mulțumim. Dana, pentru că și eu, de exemplu, mă uit pe grup unde se mai cumpără anumite produse de lactate, uite, de exemplu, la tine, unde se mai știam anumite produse, uite, știu că numai la tine sunt pastele astea colorate, foarte bune. Și cărnița de struț, suntem singurii distribuitori din Galați care avem în acest moment cărnița de struț, da. Uite, o să ne interesăm cum este ca să nu, la gust e moale, bănuiesc, nu? Da, sau, nu știu. Carnea de pasăre, doar că are
aspectul cărnii de vită. Este o carne roșie, dar fără colesterol pentru cei care au probleme. Ah, super! Sau care își doresc să încerce altceva nou. Să știți că eu în momentul în care primesc un produs nou, merg acasă și îl testez. Să vă spun sincer, nu am avut încredere că pastele sunt colorate natural, așa că mi-am luat într-o zi o sfeclă, m-am dus acasă, am făcut clătite, am ras o sfeclă și într-adevăr a ieșit culoarea roz. Și la fel procedez cu majoritatea produselor care vin în magazin și care îmi ridică mie așa cumva semne de întrebare, merg acasă și gătesc. Și postez, evident, pe pagina de Facebook, ca să vadă toată lumea că am experimentat acel produs. Da. Cumva clienții au încredere în Dar mine. Dar cum ți-a venit ideea tu să faci lucrul ăsta? Adică asta am observat. Tu toate, la toate produsele pe care tu le postezi zi de zi și ca la care scrii și o poezie îți mai, sau un motto sau așa ca un proverb sau o vorbă motivațională, așa cum vin doamnele cu poeziile dumnealor, mai sunt și poete prin zona noastră. Cum ți-a venit? Adică, pur și simplu... Cred în puterea exemplului. Am înțeles. Da, de exemplu și cu cazurile sociale. Poate nu sunt atentă neapărat la un caz social, dar când cineva postează că s-a întâmplat ceva cu copilul ăla, cu o doamnă, cu un caz social care are nevoie de ajutor, mi-atrage atenția și atunci mă implic și eu. Deci chiar nu o iau ca pe o laudă când facem un act de caritate. Doar că puterea exemplului contează. Văd la dumneavoastră că ați donat sânge, mă gândesc de două zile să mă duc să donez Vreau sânge. Să vă spun, dragi telespectatori, extraordinar, de mult îmi doream lucrul ăsta, nu știu, nu eram așa implicată, dar aflându-mă la, deci chiar eram la Valea Budur, da, o prietenă din Galați și era și ziua ei și hop, sună soțul ei, Laurențiu, pentru un caz umanitar, să donăm, cine are grupa a 2 sau să donăm sânge. Și atunci, pur și simplu, m-am mobilizat. Și gata, a doua zi am mers, am donat sânge, mulțumesc și doamnei director de la Camelia de Transfuzii Galați, întreaga echipă, un viber extraordinar, oamenii sunt extraordinari, totul este minunat, adică pur și simplu nu m-am simțit, iar după asta procesul de regenerare a corpului nostru este extraordinar. Extraordinar. Felicitări, deci m-ați Super. Pus și pe mine pe gânduri. Ai citit, nu da? Nu am donat niciodată sânge. Nici eu eram premieră. M-am simțit foarte bine. Da, deci am grupa 2 pozitiv. Tu știi ce grupă ai? 01. Super. Caut curajos cine vrea să meargă să donăm sânge, ne mobilizăm și mergem împreună să ne încurajăm. Dar nu, că stai să te pur și simplu, mai ales dacă este pentru prima dată când donați sânge, e bine să nu mâncați, da? Doar să beți apă, dar oricum vă servește acolo cu apă. Cred că este doar frica de necunoscut, nu are. Dar n-am avut frică și am simțit așa o eliberare și o stare de bine, iar corpul se e și mai bine. Dar așa spiritual, așa energetic, m-am simțit foarte bine și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat așa curajul ăsta și... O să vă urmăm exemplu și o să mergem și noi să donăm. Da, dona sânge pentru că este important. Trebuie să fim atenți la semenii noștri, la oamenii noștri și în această perioadă, dacă aveți o stare, veniți că Express TV te iubește și te prețuiește și te privește. Dacă nu, mergeți la Paradisul Gurmanților, unde o întâmpinăm pe Flori, care este o femeie extraordinar de politicoasă, zâmbitoare, bună, inimoasă. Da. Ai timp de făcut să gătești așa sau tu ești rapidă doar în cele 3 ore gătești? Mă mobilizez gătești? Foarte repede, chiar dacă nu reușesc în timpul prânzului la... Sau produsele care tu le ai și le sunt rapide? Da, aș mai face niște oale de sarmale din carne de struț care durează minim 2 ore, dar seara după program mă mobilizez repede. Adică sunt o firie iute. Adică tu, carnea de struț nu-i bine să o mănânci așa, avem ca mai o friptură? Produse. Avem și produse semi-preparate, salamuri, pastramă, cremvâști, dar în schimb avem și cărniță proaspătă, steak-uri, șnițele, carne tocată, burgeri. Și am zis, haideți să încercăm și noi să facem sărmulții de carne de struț ca să mâncăm ceva mai exclusivist. Și într-adevăr, sunt foarte bune. Sunt și cum vă spuneam, gătesc seara. În 2 ore cât copilul stă, se joacă, așa, gătim împreună de cele mai multe ori, vorbim ce mai mâncăm astăzi. Păi aș mânca, refuză să mănânce carne bucăți. Și atunci trebuie să mă gândesc cumva cum să-l păcălesc, să-i ascund carnea. Știu că nu e bine ce zic acum, s-ar putea uita la televizor și n-ar mai mânca ce-i gătesc eu. Dar da, copilul e vegetarian. Da, nu. Bravo, dacă el este vegetarian, asta este. Da, și cumva încerc să-l implic și pe el,
să se descurce pe viitor, că nu se știe când îmbătrânesc și am nevoie să-mi gătească și mamele de băieți, întotdeauna se gândesc la băieți, da, nu? Da, da, da. Dar am un copil înțelegător, cu minte, îl iubește mami mult și e tare mândră de el. Ți-a fost greu în copilărie? Că totul vine din copilărie. Hărnicia asta, mă scuzați mai... Da. Cred că tatăl meu a fost un pic mai dur așa cu noi, fiind da. Trei fete. Ne-a pus la muncă de mici, să știm. Și ne-a prins bine acum, pentru că toate ne descurcăm astfel încât să știm să facem tot ce e nevoie la, cu casa omului, cum se spune. Da. Ne luau la munca câmpului. Eu eram tot timpul mai ager așa și între a sta acasă, să avem grijă de gospodărie, de animale, întotdeauna preferam să merg mai bine la câmp. Da. Și? Și cumva ne-a implicat în tot felul de activități. De la dat cu sapa până la strâns fân nu era o problemă. El ne implica și ne lua la muncă. Ne-a prins bine cumva și educația din copilărie. Am fost întotdeauna o fire care a vrut să facă altceva, să iasă în evidență. Ai fost, ești cea mai mică, ești la mijloc? Nu, sunt mijloția, băiatul lui tata, întotdeauna și-a dorit un băiat, am ieșit tot fată. Trebuie să se... Deci înaintea ta mai sunt două surori? Nu, mai am o soră mai mare și una mai mică. Dar al doilea și copil, fratele? Fratele este cel mai mic. Dar după ce s-a născut sora mea, tatăl și-a dorit foarte mult un băiețel și de mic mi-a spus băiatul tata. Eu eram băiețelul. Și la 16 ani, de exemplu... Păi și cum? Nu te-ai simțit așa? Pentru că, cum să spună băiețel? Nu te-ai simțit... Era mândria lui. Da? Și se baza cumva pe mine. La 16 ani m-a încurajat. Eu i-am propus să-mi iau motoscooter. Și am fost la... Nu pare așa... Da. Ești feminină, ești... Și am născut, mi-a spus soțul meu, gata, nu mai e cazul să te urci pe motor, că ți-ar putea întâmpla să... Da? Da, ai condus? Da, la 16 ani m-am fost la Tecuș și mi-am luat atestat pentru scuter și făceam naveta la Târgu Bujor la școală, de la Berești la Târgu Bujor cu motoscuterul. Și toată lumea mă cunoștea atunci. Colegii mei știu că îi plimbam în pauze, mă rugau, hai la o tură cu motorul. Și atunci eram brunetă și cu părul lung și toată lumea mă cunoștea după lungimea părului, când fâlfâia în vânt. Și erai vitezomană? Nu. Ești rebel, așa ești, uite, aflu noutăți, în premieră, stimați spectatori, pentru că Flori e așa feminină, așa gincașă, n-aș fi crezut, pentru că întotdeauna consider că oamenii care merg cu motoscooterul, motocicliștii, cu motoretele, cu genul ăsta, cu motoarele, gen două roți, sunt aventurieri, sunt așa... aventurieri, sunt excentrici. Îmi place adrenalina. Da, și mie îmi place, dar nu așa pe străzi. Îmi place cred adrenalina în altă parte. Cred că atingi la conștiința vârstei. Acum, dacă da? Mi-aș da un motor, cred că m-aș plimba așa în ce. Ce ai sfătuit, domnișoarele? Să mai degrabă cu bicicleta, da, am avut bicicletă, îmi place cu bicicleta. Chiar am văzut o bicicletă foarte frumoasă. Eram într-o seară cu o prietenă de-a mea, Sica, și stăteam și tocmai trecea o domnișoară frumoasă, foc, o bicicletă albă, așa, stil retro, și cu un coș în față și avea geanta și avea și un buchet de flori și mă imaginam și chiar îmi doresc și eu în primăvară să-mi iau o astfel de bicicletă, dar albă, pentru că eu iubesc, nu e non-culoare, dar iubesc albul. Eu acum vreau să-mi cumpăr role. Role? Da, tocmai când vine iarna mă gândeam și eu ca să da, fac un pic de mișcare. Da, arăți foarte bine tu. Da, bine, pentru mișcare. Hai, mergem din când în când și la sală. Am luat și copilul cu mine ca să îl inițiez, să avă grijă de starea lui fizic, să arate bine, să fie un bărbat elegant, drept, cu atitudine. Și a mers și el cu mine la sală o perioadă, acum ne-am lăsat amândoi, că dacă se lasă unul... Avem întotdeauna nevoie de un impuls, cineva să ne motiveze să continuăm. Trebuie să mergeți cu mine, că și eu. Numai că o să mergem în weekend mai mult. Da, facem emisiunea de la sală. Da, o să facem și o emisiune în direct, sau vedem cum, de la sală. Da, pentru că în corp sănătos, în minte sănătoasă, iar din punctul meu de vedere ar trebui să fie cam în fiecare zi această materie de educație fizică la școală. Da, mie. Pentru că este important, deci este extraordinar ca corpul nostru să fie sănătos. Da, din și mișcarea este importantă, da?
și pe scări, pa, pa, repede, ai văzut. Din păcate, cercăm. E foarte important să inițiem. Mai că noi mai mergem pe tocuri și na. Bravo. Ar trebui să inițiem cumva copiii să facă cât mai multă mișcare. Acum, de când cu pandemia, toți copiii au stat foarte mult pe tehnologie. Da, ierne sâmbătă, dragul mami, la basket, iar la Nini Florin, la sigur. Copilul meu nu iubește neapărat să facă mișcare, preferă jocurile. Jucăm șah în fiecare seară. Da, jocul minții. Da, da, da. Și tot am încercat de-a lungul anilor să-l înscriu la fotbal, la karate. Au fost doar pentru perioade scurte, la not, făceam o notă împreună, dar a rămas tot așa la... Da, este bine să facă și basket la înalță, da? Pentru că un bărbat trebuie să fie înalt, cu atitudine, este un sport elegant sau tenis de câmp, sigur. Sau chiar la fotbal, uite, am văzut că domnul capitanul, fostul capitan al echipei Oțelu, Valentin Ștefan, are propria echipă, super, unul cei mai campioni, conduc campioni, știi? Da, într-adevăr. Trebuie să ne inițiem și copiii să mănânce sănătoși și să facă activitate, astfel încât să fie niște adulți sănătoși. Să uiți la cameră. Da? Da. Are tendința, pentru că ea este în premieră și are tendința așa să se uite peste tot în camere, că nu știe, e nou în studio. Da. Îmi place studioul la dumneavoastră, este la fel de primitor ca și la mine, la magazin. Da, bineînțeles că Express TV te privește și întotdeauna. Da, este foarte frumos și foarte primitor și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și da, și uite, și pentru că ești o invitată noastră specială, noi Express TV îți oferim din partea televiziunii Express TV în colaborare cu Vali Budur Platium, da? Un tratament cosmetic personalizat. Mulțumesc. Da? Vei fi sunat mâine, da, din partea colaboratoarei noastre. Mulțumesc, că am nevoie de relaxare. Da, cam o oră jumate te vei răsfăța cu produse de înaltă calificare, produse de foarte bune cu tratament cosmetic, măști și o față și gâtul, așa cum trebuie să arate o femeie. Da? Iar dacă, dragele mele, aveți o persoană care vreți să-i face surpriză, ne puteți contacta sau puteți să-mi scrieți pe pagina de Facebook cine dorește un astfel de tratament cosmetic. Da? Cadou din partea televiziunii Express TV te privește. Foarte frumos, vă mulțumesc frumos. Pentru că și noi încercăm în această perioadă să vă oferim și noi cadouri, așa cum, știi, dăruind. Dar din dar se face rai. Exact. Și un suflet care se bucură, emană energie și mai bucură alte suflete în jur. De obicei nu merg la cosmetică și la saloane de frumusețare, încerc să mă descurc sau mă descurc. Da, dar vei fi de data aceasta răsfățată. Și Vale are un tonus extraordinar. Aștept cu nerăbdare ziua în care voi merge la salon și o să vă spun ce părere la cabinet. La cabinet, da. Și o să revin cu un feedback despre experiența avută. Da, bineînțeles, pentru că este important. Da. Avem din când în când nevoie de timp pentru noi. Ai avut emoții să vii aici în emisiune cu mine? Nu am avut emoții, pentru că sunteți un om tare drag, sunteți frumoase, deșteaptă, elegantă și am venit cu toată încrederea. Da. Nu am avut emoții pentru că mă simt ca în familie. Asta mă bucură, pentru că de obicei întreb telespectatorii ce invitații uneori să mai aduc, dar am văzut că tu în această perioadă ai avut un Viber și un top al ceea ce ai postat și faptul că ai ajutat foarte mulți oameni în această perioadă. Cât ai putut tu? Da, cu cuvântul, participăm destul de și la campanii de ajutare. Asta, caritabile. Caritabile, da. Și mi-a plăcut. Clienții mei sunt foarte receptivi când postez un caz umanitar, ajută întotdeauna. Până eu nu am timp să mă implic, îți las eu bănuți, produse, mergi tu. Asta am observat și felicitări, sincer. Da, și ei au încredere în mine, pentru că eu postez pas cu pas ce se întâmplă cu produsele pe care le primesc de la dumnealor și eu ajung la centru. Nu știu dacă am voie, dar un centru de primiri studențe de copii. Da, sigur, ai voie. Pentru Irene că... și Stuart, mergem, le ducem hăinuțe, jucării de Moș Crăciun. L-am îmbrăcat pe leuțul Moș Crăciun. Ei ne-au pregătit o mică serbare. Adică este foarte, foarte, foarte emoțional. Adică până la lacrimi. Eu sunt foarte sensibilă și mă impresionează de foarte multe ori, în primul rând, copiii.
Da. Îi simt așa mai neputincioși, mai vulnerabili și cumva au viața înainte și vreau să le fac așa bucurii. Ce frumos! E frumos că iubești copiii, pentru că și eu, mie mi se pare cel mai frumos lucru în viața asta, printre alte frumuseți, sunt și copiii. Copii, în momentul în care ai un copil, ești, băi, mai avem 5 minute, ești așa, parcă altfel simți că existi. Hai pentru ce să trăiești, o motivație. Bine, asta nu înseamnă că cei care n-au. Da, copiii sunt minuni, copiii îți îmbunătățesc viața. Eu cel puțin mă uit la Enes, al meu, chiar nu mi-aș imagina viața fără Enes, că așa, parcă nici nu știu când am plinit 14 ani. Să vă trăiesc. Da, și al tău ai să vezi. Da, avem emoții pentru că va fi iar în clasa 8, da. Dar este Ernest al meu, indiferent, mama îl susține și va fi alături de el toată viața. Pentru că așa și trebuie să fim alături de copiii noștri, da? Să-i susținem în alegerile pe care le fac. Sper că și tatăl copilului tău își susține copilul. Știu că socrii tăi sunt extraordinari, dar sper că și tatăl copilului fostul... Trebuie să le dăm aripi copiilor să facă ceea ce își doresc, indiferent dacă situațiile între noi sunt sau nu sunt la fel de bune ca și înainte. Bravo, ești o leide. Bravo. Bravo. Pentru ei trebuie să fim buni. Da, iar mamele de băieți întotdeauna îmi doresc să nu fiu o mamă posesivă, dar drăgăsta să voi fi tot timpul. Eu cred că voi fi. Da, eu îmi doresc să nu fiu, eu recunosc, eu îmi dau seama că îmi spun și colegele, vezi că ești cam posesivă. Bine, și Ernest, toată ziua, pentru că eu dacă nu-mi îmbrățișez copilul de nu știu câte ori, cel puțin de 10 ori pe zi, trebuie că îl sufoc, pentru că a crescut și crește foarte repede și am senzația că nu o să mai am timp. Da, 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 mă încerc același sentiment. Zic, acuși faci, pași. Și mai spun, am nevoie de îmbrățișarea ta, mami, pentru că de ce, mamă, crezi când voi fi mai mare așa, nu o să mă mai îmbrățișez, nu o să mă mai pup? Păi da, dar nu știu dacă tu o să mă mai lași. Da, mă pentru mai că tu vrei. Acum gândești așa, dar mai târziu. Da, într-adevăr, cumva ne-am canalizat toată iubirea către ei și simțim că îi pierdem în momentul în care, evident, se vor îndrăgosti, o să își facă relații, vor merge... Da, dar trebuie să-i susținem. Da, da, da. Și aștept momentul ăla în care o să-mi spună că vrea să cumpere un cadou unei fete și să-l ajut. Da, eu deja încep să-l ajut tot timpul, pentru că așa mi se pare politicos, așa este frumos și nici nu știm, mai avem 3 minute. Ce transmiți familiei tale, prietenilor, telespectatorilor? Vă iubesc mult, mult, mult de tot. Să fiți sănătoși, să mâncați sănătos, să aveți grijă de cei din jur, să îi ajutați pe cei dragi vouă în față. Și să vă iubiți. Și nu uitați că dăruind iubire, veți primi iubire. Nu primiți, măriți doza. Indiferent de starea dumneavoastră, indiferent ce oameni întâlniți în viața voastră, credința s-o purtați tot timpul în suflet. Că fără credință și fără Dumnezeu, știi cum este. Nu obținem nimic, pentru că iubirea și credința, știi, nimic fără Dumnezeu, este și o vorbă. Așa este. Da? Să ne ajute Dumnezeu după suflet fiecăruia. La revedere! Seară frumoasă!